pediatrică este un domeniu special și prea puțin cunoscut, dar extrem de important, deoarece anumite tulburări pot fi mai ușor tratate dacă ele sunt diagnosticate la timp. Care sunt simptomele care ar trebui să dea de gândit părinților și care ar necesita un consult la un cabinet psihiatric, le aflăm chiar de la specialistul invitat de noi astăzi aici, doamna Maria Ilea, medic primar, psihiatrie pediatrică. Bine v-am găsit! Mă bucur că ne întâlnim. Bună ziua! Aș vrea să începem chiar cu începutul. Care sunt acele simptome care ar trebui să dea de gândit părinților și ar trebui să-și aducă copiii pentru o prima evaluare și un diagnostic? Ce ar trebui să îngrijoreze? În primul rând, cred că ar trebui să începem cu ce se ocupă psihiatria pediatrică. Psihiatria pediatrică este specialitatea medicală care se ocupă de tulburări de dezvoltare emoționale, comportamentale și de gândire la vârsta pediatrică, deci până în vârsta de 18 ani. Asta înseamnă și se traduce, de fapt, în diverse tulburări de adaptare în cele trei arii de funcționare, cum ar fi cel social, familial, școlar sau la grădiniță. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă copiii nu reușesc să se adapteze cerințelor, nu reușesc să acumuleze aptitudini pe care ar trebui să le aibă la vârsta la care sunt, cum ar fi vorbirea, și limbajul verbal, non-verbal, comunicarea cu ceilalți, aptitudinile școlare, scrisul, cititul, calculatul. Ulterior, dacă își schimbă comportamentele brusc, dacă au comportamente bizare sau încep să se retragă brusc sau au comportamente de risc. Sunt destul de multe motivele pentru care se pot prezenta în cabinetul de psihiatrie pediatrică părinții. De la ce vârstă tratați copiii aici? Am înțeles că sunt vârste foarte fragede, vorbim chiar de un an, doi ani, poate chiar și mai micuți? Vârstele cele mai mici sunt în jurul vârstei de un an. Mulți se întreabă ce poți să vezi ca și psihiatru la vârsta aceasta. În principiu, noi urmărim la vârsta de un an contactul vizual, felul în care urmăresc privirea, cu privirea mimica celorlalți, felul în care schimbă mimica în funcție de mimica noastră, ulterior, dacă arată cu degetul, dacă caută privirea adultului, a aparținătorului atunci când se joacă. Sunt elemente foarte importante care ne arată cât de bine se va adapta în viitor social copilul. Așadar, chiar dacă e un copil în perioada preverbală, putem identificăm niște simptome. Da, putem să observăm niște simptome și acestea sunt cele mai frecvente pe care le pot observa pediatrii, le pot observa medicii de familie, le pot observa părinții care sunt foarte atenți și mai ales dacă au mai avut copii, mai ales dacă au copil mai mare, pot să compare între ceilalți copii care este nivelul de dezvoltare. Și ulterior, când ar trebui să vorbească, faptul că nu vorbesc este unul dintre motivele principale pentru care vin părinții împreună cu copiii în cabinetele de psihiatrie pediatrică. De multe ori părinții au tendința să amână prezentarea la un cabinet medical, amăgindu-se poate câteodată că este o normalitate. Copiii încep să vorbească la diferite vârste, bineînțeles, încep să meargă la diferite vârste. Când este vorba de necesitatea unui consult psihiatric, când putem vorbi despre un consult psihologic sau unul neurologic? Sunt domenii asemănătoare și de multe ori părinții nu știu la care să se raporteze sau dacă este nevoie de un consult de acest gen. Care ar fi niște criterii de departajare a acestor nișe? Vă referiți la copiii care au nevoie de toate aceste evaluări sau în ce direcție să trimitem? Acum, la neurolog, în primul și în primul rând, ajung cei care sunt și cu întârzieri globale, mai ales pe întârziere motorie. De cele mai multe ori ajung la medicul neurolog. Ulterior, când sunt întârzieri motorii, întârzieri în achiziția mersului, de cele mai multe ori se asociază și cu întârzieri mentale. Când cresc copiii, ulterior sunt trimiși către noi. De cele mai multe ori
chiar și cei cu întârziere de vorbire ajung în cabinetul neurologic, pentru că părinții preferă de multe ori să ajungă la neurolog decât să ajungă la psihiatru. Dar oricum ar fi, sunt orientați către noi în momentul în care se exclude patologia neurologică. La psiholog obligatoriu vor ajunge toți acești copii care au întârziere în dezvoltare. Lucrați cu echipa multidisciplinară aici? Aveți colegi neurologi, colegi psihologi cu care colaborați? Da. Acesta este unul dintre motivele pentru care mă bucur să lucrez aici, pentru că avem psihologi care au experiență în tulburări de dezvoltare, în psihoterapie. Avem medicul neurolog care mă ajută foarte mult și la copii mici și la copii mari. Avem pacienți comuni, pacienți cu epilepsie, care de cele mai multe ori sunt cu tulburări de comportament și tulburări emoționale și deficit atențional. Este medicul endocrinolog care mă ajută mult pe partea de tulburări endocrinologice, mai ales că multe dintre bolile endocrine pot să dea chiar și anxietate, depresie sau alte tulburări de comportament. Ele pot să meargă asociat. De multe ori trebuie să exclud. Când vine pacientul la mine în cabinet, trebuie să exclud boala endocrină. Drept urmare, dacă apar orice fel de semne în analizele pe care noi le facem de tulburare endocrinologică, este obligatoriu să colaborez și cu endocrinologul. Există anumite aspecte somatice pe care le identificați în anumite tulburări cu care vin pacienții la dumneavoastră și ar putea produce confuzie, de exemplu, părinților, anumite boli cu aspecte somatice și părinții să consideră că nu e cazul de un consult psihiatric? Sigur că da. Multe dintre cefaleele, dintre sindromele cefalagice, durerile de cap, inițial sunt investigate de neurolog. Ulterior, după ce se exclude din nou patologia neurologică, organică, sunt trimiși către noi. Sunt și alte simptome somatice, cum ar fi lipsa apetitului alimentar. Multe dintre tulburări alimentare ajung inițial la pediatru și ulterior sunt trimise către noi. Ar mai fi niște tulburări psihiatrice care au manifestări aparent neurologice și trebuie clar exclusă epilepsia, de exemplu, sau alte tulburări neurologice și ulterior tratate de către psihiatru de copii. Și da, pot fi confundate destul de mult. Cu ce ați observat din practica dumneavoastră în ultimii ani? S-a schimbat tipologia bolilor cu care vin pacienții la dumneavoastră, raportat la anii anteriori, problemele psihice, psihologice cu care vin la dumneavoastră pacienții mici s-au schimbat în ultimii ani? Pot să vă spun că a crescut frecvența prezentării copiilor cu tulburări din spectru autist în cabinetele de psihiatrie pediatrică, asta însemnând un întreg tablou al tulburării din spectru autist, de la un întreg tablou al tulburării din spectru autist până la elemente din tulburarea din spectru autist. Deci nu se bifează tot tabloul. Sunt elemente mult mai subtile, dar cu care se prezintă din ce în ce mai mulți pacienți. Acum și la nivel mondial, numărul de cazuri a crescut mult. Organizația Mondială a Sănătății spune că un copil din 100 din toată lumea este cu tulburarea din spectru autist. La fel, cei din Statele Unite ale Americii, Centrul de Control și de Prevenție a Bolilor, ultimul raport spune că unul din 36 copii până în 8 ani sunt cu autism. În 11 state din Statele Unite ale Americii, într-adevăr, deci nu în toate, dar mult față de 2000, când era unul la 150. Deci foarte mult. La fel, prezentarea copiilor cu diverse tulburări de mentale și comportamentale determinate de consumul de droguri, care este foarte... Deci consumul de substanțe a crescut în ultima perioadă. Consumul de substanțe psihoactive, da, au apărut cu metamfetamina în paleta de consum de substanțe care
din păcate, face ravagii. Și că rolul psihiatrului care este aici? Se tratează medicamentos până la un moment dat și apoi completați cu psihoterapie, consumul de substanțe sau care ar fi o procedură? Obligatoriu se evaluează gradul de consum, cât consumă pacientul, cât de frecvent consumă, ce consumă și în funcție de asta ne putem da seama ce simptome de sevraj vor exista, urmărim simptomele de sevraj, vedem gravitatea consumului și în funcție de lucrul acesta, ulterior se decide dacă se poate trata în ambulator, evident, împreună cu psihoterapie, chiar și terapie de familie uneori, sau este obligatoriu să fie trimis pentru internare pentru a-și face, pentru a reuși să-și facă sevrajul, se poate să iasă din dorința aceea intensă de consum. Încă în România există o stigmă asociată bolilor psihice și asta de multe ori întârzie prezentarea la medic, cu atât mai mult în cazul părinților cărora le e foarte greu să accepte că copilul are nevoie de un consult psihiatric. Stigma și teama de stigma bolilor psihice încă este destul de puternică în România și cred că în toată lumea, de altfel. Asta este și unul dintre motivele pentru care se preferă să nu se ajungă la psihiatru și de cele mai multe ori se amână și se ajunge inițial la pediatru, la neurolog, la orice altă specialitate, nu la psihiatrie. Și pacienții au această teamă și ei se autoblamează mult în momentul în care simt anumite simptome care ei știu că țin de o tulburare psihică sau ar putea să însemne o tulburare psihică. Încă un motiv pentru care amână foarte mult. Cu toate acestea, în ultima perioadă consider că lumea și oamenii s-au sensibilizat foarte mult și au început să înțeleagă mult mai multe despre patologia psihiatrică și au început să înțeleagă că nu orice tulburare psihică înseamnă o lipsă de adaptare pe toată viața și au început să înțeleagă necesitatea tratamentului. Dar da, încă în comunități, în diverse comunități există această teamă. În ce măsură prezentarea cu întârziere la medic vă îngreunează munca dumneavoastră medicilor psihiatri și în ce măsură anumite boli se pot croniciza dacă se prezintă pacientul cu întârziere de ani, poate? Întrebare foarte bună. În primul și în primul rând, cu cât se amână mai mult prezentarea la psiholog sau la psihiatru, cu atâta riscul de agravare a bolii este mai mare, drept urmare de dificultăți în adaptare globală a pacientului. În școală, în familie, în relație cu ceilalți. Și atunci, cu cât e mai mare afectarea, cu atâta, de fapt, este mai dificil să lucrezi cu un pacient de genul acesta. Cu atâta este nevoie de o echipă mult mai mare care să lucreze cu pacienții de genul acesta. De fapt, pentru pacienți este cel mai dificil și mai greu. Pentru că noi, oricum, facem ceea ce știm să facem, dar pentru ei este puțin mai greu, pentru că dacă ei amână, ei pierd cel mai mult, de fapt. Practic, cu cât amână mai mult prezentarea la medic, își îngreunează lor viața, recuperarea. Da, și recuperarea, fapt. Da. Încă în România, pe lângă stigma, prezentarea la medicul psihiatru este asociat cu o medicație intensivă, o medicație cu medicamente puternice și foarte mult se tem să vină la dumneavoastră pentru că se transformă în zombie. Consideră că vor fi lipsiți ulterior de o bucată din personalitatea lor afectată de acele medicamente puternice. Cum puteți să demontați aceste mituri? Pentru că de foarte multe ori sunt niște mituri. Evident că nu există o medicație cu pumnul, decât în cazuri extrem de grave, probabil. Da, într-adevăr, și în cabinetul meu mulți adolescenți vin și spun eu nu iau tratament pentru că mă veți transforma, chiar și termenul ăsta îl folosesc, de zombie sau o să fie o legumă. În primul și în primul rând,
odată ce intri în cabinetul de psihiatrie pediatrică, nu este obligatoriu să și ieși cu un tratament medicamentos, mai ales cu, cu medicamente, nu mă refer la cele din plante, care sunt foarte frecvent utilizate de oameni și de care în general nu se sperie. Dar odată ce intră pacientul, noi în primul și în primul rând trebuie să ne hotărâm cât de gravă este situația. Dacă ei au fost deja la un psiholog și mult, mult timp și au lucrat și au făcut psihoterapie și lucrurile tot nu au mers bine, dacă au ajuns în cabinet, înseamnă că ei își doresc ceva care să funcționeze mai repede. Drept urmare, de cele mai multe ori este nevoie de tratament medicamentos în situația respectivă și ei vin din start cu ideea că de asta este nevoie. Dacă este nevoie să fie convinși pentru necesitatea tratamentului, pentru că și părinții sunt foarte reticenți vis-a-vis de tratamentul medicamentos, de cele mai multe ori și-ar dori să li se zică că nu este nevoie de tratament și că se pot face niște tehnici de psihoterapie sau să schimbe ei ceva și nu mai este nevoie de tratament, clar, dacă se poate lucrul acesta, întotdeauna voi fi fericită să le spun care sunt acele lucruri, să le dau, să îi consiliez, să le spun ce ar trebui ei să schimbe pentru sănătatea lor, fără medicație. Dar dacă ajungem la medicație, în situația aceea discutăm despre efectele pe care le are tratamentul, negociem ce își doresc ei de la tratament, le explicăm efectele adverse posibile și oricum ulterior se urmărește evoluția pacientului, se urmărește dacă el va avea efecte adverse sau nu, se oprește tratamentul dacă este nevoie. No, și totul pornește de la faptul că, ca și orice specialitate, ca și medicală, noi pornim de la ideea de primum non nocere. Asta înseamnă în primul și în primul rând să nu faci rău. Deci orice ai face, dacă pacientul consideră că lui face rău tratamentul și nu-l ajută, îl oprim, schimbăm. Deci întotdeauna. Și nu toate medicamentele pe care noi le administrăm au un efect sedativ. N-au capacitatea de a schimba felul de a fi al omului. Rolul lui este să-l facă pe pacient funcțional, să poată să meargă la școală, să aibă prieteni, să ducă o viață cât mai sănătoasă și să fie cea mai bună variantă posibilă a lui. Ați pomenit de pacienți care ajung câteodată în cabinetul dumneavoastră după un traseu mai lung prin alte cabinete. De ce încearcă oamenii, mai mulți medici, psihiatri? E vorba de o rezistență în a accepta un diagnostic? Sunt situații în care diagnosticul este foarte greu de acceptat de părinți. Mai ales când sunt diagnostice foarte, foarte severe, cum ar fi schizofrenia, tulburarea psihotică, uneori chiar și tulburarea din spectru autist. Au obiceiul părinții să mai ceară păreri și au tot dreptul să facă lucrul acesta, evident. Deci e dreptul părintelui să ceară cât de multe păreri dorește de la cât de mulți medici. În general, pacienții ajung pe filiera medicului de familie la dumneavoastră sau vin aduși de proprii părinți, din inițiativa părintelui, mă refer, acel părinte este mai conștient și sesizează anumite simptome, vine direct la dumneavoastră sau ajung prin intermediul medicului de familie sau poate pe alte căi? Cum am zis mai devreme, există părinți care sesizează, își dau ei seama, mai ales când compară cu copii mai mari, care deja au crescut și au trecut prin etapa de vârstă la care este copilul pe care îl aduc. Mai sunt părinți care sunt trimiși de mult timp de medicul de familie și ajung foarte târziu pentru că sunt într-un soi de negare a problemelor, încearcă să normalizeze ceea ce se întâmplă cu copilul și atunci și dacă sunt evidente problemele amână, dar sunt trimiși de medicul de familie, de medicul pediatru uneori, alteori când vor să se înscrie la grădiniță sau la școală, cei de la grădiniță, educatorii, învățătorii, sesizează că este o problemă și atrag atenția și îi trimit.
La fel când încep școala, dacă observă că copilul nu este atent, nu reușește să învețe să citească, să scrie, să calculeze, se deranjează orele foarte mult, deja profesorii sunt pregătiți să atragă atenția și să vorbească cu părinții despre lucrurile acestea și îi trimit către noi. Există și o tendință în ultima perioadă de a de autodiagnosticare proprie sau a copilului. Foarte mulți părinți spun despre propriul copil, al meu are ADHD, pentru că este foarte energic. De multe ori se autodiagnostichează de pe internet, ceea ce pare periculos în momentul în care vorbim despre tulburări psihice sau psihiatrice. O fac oamenii și pentru bolile somatice în mod constant. Internetul de multe ori este acceptat mai mult ca și decât recomandările și indicațiile și diagnosticile medicale. De multe ori medicii sunt verificați în funcție de ce scrie pe internet. Există acel doctor Google. Acel doctor Google. Trăim în lumea în care trăim și oamenii au dreptul să facă lucrurile acestea. Numai cel mai bine este dacă au orice fel de suspiciune de tulburare psihică să întrebe totuși un medic psihiatru de copii care ar putea să le explice mai pe larg și să nu apeleze neapărat la internet, da, și la prietenii care poate au copii în situații similare, dar nu cred că seamănă un caz cu altul și nu puteți spune semnul legal între cazuri. Nu există doi copii la fel. Suntem foarte, foarte diferiți unii de ceilalți și aceeași patologie nu arată la fel la doi copii care au același diagnostic. Nu sunt la fel. Așadar, sub nicio formă, în cazul în care anumite medicamente s-ar putea cumpăra la liber, nu recomandați să se inspire un părinte de la celălalt părinte în cazul în care există diagnostic similar. Vis-a-vis de medicamentele psihotrope specifice pentru patologiile pentru care se dau acele medicamente, nu recomand niciodată. Este nevoie să fie văzut pacientul, este nevoie să se observe orice fel de predispoziții de a face efecte adverse la un anumit medicament. Fiecare plan terapeutic este individualizat pe pacient. Putem vorbi despre o serie de tulburări la vârste diferite. Sunt anumite tulburări care afectează vârsta mică și cu totul altele când vorbim despre preadolescență și adolescență. Acum, această etapă de vârstă vine cu crizele ei tipice. Când putem vorbi și putem să ne gândim la niște crize specifice adolescenței cu răbufniri împotriva autorității adultului, fie că vorbim despre profesori sau părinți, și când vorbim despre altfel de simptome care ar trebui să dea de gândit părintelui să-și aducă copilul adolescent aici în cabinet? Da, criza de adolescență este o etapă esențială în dezvoltarea mentală, în dezvoltarea emoțională, în dezvoltarea viitoare personalității a copilului, a adolescentului. Drept urmare, trebuie să existe acea criză de adolescență. Dar asta înseamnă că un copil în criza de adolescență se opune părinților, se opune autorității, gândește foarte mult despre dacă au sau nu dreptate cei care l-au educat până momentul acela, critică foarte mult, sunt foarte ambivalenți, au crize existențiale gen care este sensul meu în acest univers, în lumea mea, în viața mea. Asta este normal. Așa e firesc. Gândul despre moarte pot să apară în criza de adolescență, dar în momentul în care acele gânduri despre moarte se transformă în gânduri suicidare, în gânduri de autovătămare, în dorință de a muri, este nevoie să se ajungă la un medic psihiatru. Dacă copilul începe să se taie, dacă copilul are comportamente de rebeliciune exagerate, gen nu merg la școală, absentez, consum droguri, din nou vorbim despre tulburare mentală și comportamentală, nu mai vorbim despre o criză de adolescență.
În momentul în care notele încep să scadă vertiginos, credeți că este nevoie de un consult, poate o evaluare a comportamentului copilului sau a unor probleme, sau părinții pot să o ia ca pe o situație normală pentru că e o etapă de dezvoltare diferită și nu ar trebui să îngrijoreze? Nu, dacă scad notele vertiginos, cu siguranță trebuie evaluată situația copilului. În momentul în care ajungem la adolescență, apar multe crize în care ies la iveală anxietăți și depresii. Aveți cazuri în care părinții își aduc copiii pentru că observă anumite tulburări de acest gen? Oricum, depresia este o boală, este considerată una dintre principalele boli care afectează la nivel mondial populația și de la an la an statisticile sună tot mai urât și mai îngrijorător. Sigur, sunt foarte mulți copii care vin cu simptome depresive, așa este. Părinții cer evaluarea psihiatrică, dar nu numai. Copiii sunt cei care, adolescenții, sunt cei care cer să fie evaluați psihiatric. Uimitor. Da, deci ei cer și să fie văzuți de psiholog și în ultima perioadă, pentru că, într-adevăr, cum ați zis mai devreme, ei se pot documenta foarte mult pe internet și cu între prietenii lor, în rețelele de socializare, despre simptomele depresive. Sunt mult, mult mai deschiși și să vină și să fie evaluați și să ceară ei singuri evaluarea psihiatrică. Da, și sunt situații în care simptomele depresive sunt ușoare, deci nu sunt de o severitate mare. În cabinet noi cuantificăm în funcție de câte simptome sunt și de afectarea inclusiv a somnului, a stilului alimentar, a poftei de viață, a dorinței de a face lucrurile pe care le plăceau până în momentul acela să le facă. În funcție de aceasta, noi ne dăm seama cât de gravă este situația. Dacă există și ideație suicidară, deja discutăm despre o depresie severă. Și, clar, din nou calculat, evaluat ce alte elemente există, dacă există orice fel de elemente de impulsivitate, riscul suicidar, cât de mare este, și în funcție de asta putem să facem un plan terapeutic mai departe pentru pacient. Dar da, vin și sunt foarte, foarte multe cazuri, cum ați spus și dumneavoastră. Dacă discutăm despre depresie, putem să mergem poate și în direcția cea în care în anumită perioadă din viață, în anumite situații din viață, trecem prin încercări grele, care unor ne pot pune la pământ, unor ne pot afecta moralul, vorbim inclusiv de perioadă de doliu sau de pierderea unui job, de renunțare la un anumit vis foarte important pentru noi, de pierdere prin moartea cuiva drag. În ce măsură aceste stări care ne doboară poate sunt normale până la un moment dat și dincolo de ce prag ar trebui să ne îngrijorăm și să venim la un consult? Da, perioada de adaptare dificilă după orice fel de pierdere de genul acesta este normală. Oamenii, ca să poată să treacă de pierdere, este nevoie să treacă prin suferință, este nevoie să înțeleagă și să se înțeleagă emoțiile. Și nu este obligatoriu o tulburare psihică. Tulburarea psihică devine când persoana care este în această situație își schimbă complet comportamentul, nu mai dorește să mai facă nimic din ceea ce făcea până în momentul acela și lucrul acesta durează mult timp, câteva săptămâni. Un episod depresiv trebuie să aibă o durată de cel puțin 2 săptămâni ca să putem să zicem că suntem într-un episod depresiv. Dacă apar gânduri din nou suicidare, gânduri de a face rău proprie persoane, altor persoane, deja intrăm într-o sferă a patologiei psihiatrice. Dar să plângă omul, să aibă momente de plâns, de suferință, este firesc. Tristețea este o emoție normală prin care omul e obligatoriu să treacă în situații de genul acesta. Sunt situații în care pacientul refuză să simtă tristețea, dar la un moment dat o va simți ca să poată să treacă de suferința pierderii.
Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte și despre anxietate, care este iarăși o boală a secolului și afectează majoritatea persoanelor pe care le cunoaștem și de foarte multe ori este bagatelizată. Bagatelizată pe motiv că, ok, toată lumea se îngrijorează, toți avem motive de îngrijorare pe lumea aceasta, de la familie până la serviciu. În ce măsură anxietatea aceasta poate să devină toxică pentru copii, pentru adolescenți, când este nevoie să lucrăm cu ea și când este o parte firească a vieții noastre? Anxietatea este o emoție din nou normală pe care este firesc să o avem. Fără anxietate, probabil că nu am fi supraviețuit ca și specie și atunci important este mai degrabă cât de puternică este anxietatea. Dacă anxietatea te blochează să faci ceea ce îți dorești să faci, ce s-ar cere la vârsta la care ești, atunci probabil că este o anxietate de nivel patologic. Dacă anxietatea te împiedică să mergi la școală, să... te împiedică să ieși afară din casă, deja suntem într-o zonă patologică. Când anxietatea este foarte neplăcută pentru pacient, din nou se cere de obicei consultul psihologic, psihiatric și e mai probabil nevoie de ajutor atunci când apar atacuri de panică. Atacurile de panică sunt foarte puternic și dramatic simțite de pacient. Și este clar că este nevoie de consult, de o psihoeducație, de înțelegerea propriilor emoții. E nevoie de întreaga echipă de psiholog și de psihiatru. În perioada pubertății și adolescenței apare o preocupare uneori exagerată pentru imagine. Asta este pe primul loc, petreci foarte multe ore în oglindă, întâlnindu-te cu prietenii și fiind foarte conștient de cum arăți. În ce măsură ați întâlnit și cazuri de tulburări de alimentație care să afecteze la un nivel grav tinerii? Vorbim aici despre bulimia, anorexie, poate și alte probleme. Sigur, bulimia probabil că am întâlnit-o cel mai frecvent în cabinet, dar și cazurile de anorexie mentală, care sunt unele dintre cele mai dificil de tratat. Anorexia mentală este amândouă sunt tulburări de alimentație care se bazează foarte mult pe felul în care omul se percepe și pe dorința de a te menține la o greutate foarte mică. Exagerată mică, exagerată pentru anorexie mentală, da, exagerat de mică. Ei, persoanele cu anorexie mentală slăbesc, își pun un standard de slăbit. Slăbesc și când ajung acolo vor și mai mult să slăbească. Este foarte, foarte greu să se lupte cu ideea aceasta de a slăbi. Deja. Este o obsesie, într-adevăr. Dar se tratează, nu se tratează ușor, este nevoie o echipă multidisciplinară, este nevoie de nutriționist care să facă un plan de nutriție pentru un pacient care a refuzat alimentația mult timp. Este nevoie de pediatru, este nevoie de psihiatru, este nevoie de psiholog, e nevoie de terapie de familie, de cele mai multe ori asta funcționează cel mai bine și clar, familia este nevoie să fie consiliată, să fie cât mai aproape de copil, cât mai puțin critică. Sunt cazuri, unele dintre ele, dramatice la nivel de, inclusiv de depresia care se asociază cu aceste cazuri. Da, apare de multe ori acea negare de care vorbeați și multe alte probleme. Le este foarte greu părinților să fie alături de un copil, poate, care este departe de ceea ce și imaginau ei că ar putea fi copilul lor. Să renunțe, de fapt, la propriile visuri și atunci trebuie să lucrați și cu familiile. Da, obligatoriu. Da, familia este esențială în demersul terapeutic. De ce? Pentru că copilul este dependent de familie, el trăiește în familie. Acesta este mediul lui de viață principal și atunci
E foarte important să avem ajutorul părinților, să înțeleagă ce facem, care sunt obiectivele, ce pot să facă ei ca să ajungem spre o eficiență mai bună a tratamentului, ce să nu mai facă din ceea ce fac. Da, consilierea parentală este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le facem, pe lângă consilierea copilului, psihoterapia și tratamentul pe care îl dăm copilului, dar fără ajutorul lor, de cele mai multe ori nu putem să vedem un prognostic foarte bun, mai ales în patologii mai serioase, cum ar fi inclusiv tulburările de alimentație. Am ajuns la ultima întrebare și doream să vă întreb despre acea tulburare de spectru autist, de care spuneați că foarte des o întâlniți la cabinet și a crescut foarte mult incidența. La ce ar trebui să fie atenți părinții, în special când bănuiesc, poate, sau observă poate anumite simptome sau niște lucruri poate mai atipice la copil, la ce ar trebui să fie atenți, ce să urmărească cu atenție când să vină la dumneavoastră? Cum am mai spus, contactul vizual este unul dintre lucrurile cele mai importante. Ce înseamnă asta? Felul în care copilul îi privește, felul în care răspunde la strigarea numelui lui, dacă este strigat pe nume, dacă se întoarce cu privirea, dacă atunci când face un lucru se întoarce spre părinte să verifice dacă părintele îl observă, dacă preferă să se joace cu ceilalți pentru a fi într-un joc social de comunicare. Deci jocul la copil mic este de fapt modalitatea lui de a socializa, chiar și la cei care nu vorbesc. În momentul în care vorbesc, dacă apar cuvinte care ulterior se pierd și nu le mai vrea să le mai folosească deloc, dacă se pierde din achiziții pe care el deja le avea. Se poate întâmpla așa ceva? Se poate întâmpla lucrul acesta. Deci, în general, asta se și observă. Părinții care vin în cabinet spun că inițial a vorbit, a zis chiar cuvinte destul de multe, îi priveau în ochi pe părinți, se bucurau când îi vedeau, după care au început să se comporte de parcă nu îi mai vede. Deci parcă nu îi mai vede, se detașează și pierde inclusiv limbajul. Pentru că limbajul, noi când îl folosim pentru a comunica cu ceilalți. Dacă pentru un copil autist, de exemplu, un copil cu tulburarea din spectru autist nu este interesat să comunice cu ceilalți. El comunică cu obiectele, este atent la detaliile obiectelor, învârte mașinuțele, jucăriile, le învârte în fața ochilor, se uită cu colțul ochiului. Este un comportament mai bizar. Nu dorește să interacționeze cu persoanele din jur și atunci clar își pierde și dorința de a mai folosi cuvintele pe care poate că le-a achiziționat. Drept urmare, se oprește dezvoltarea limbajului, nu mai vorbesc. Acesta este motivul pentru care, automat, când se observă lucrul acesta, trebuie să ceară un consult psihiatric, o evaluare psihologică ulterior, o evaluare psihologică cu scale de autism, care să ne zică gravitatea afectării și ulterior terapia comportamentală, care este esențială în situația aceasta și care recuperează foarte bine pe cei care au capacitatea intelectuală de a se recupera. Pentru că de foarte multe ori se asociază tulburarea din spectru autism cu întârzieri mentale. Mulțumesc, doamna doctor! Mulțumesc! Și eu! Suntem la Cluj Medical Center. Invitatul de astăzi a fost doamna doctor Maria Ilea, medic primar psihiatrie pediatrică la Cluj Medical Center.